Salut, prieteni, ne revedem. Suntem pe strada Fântânele. Se pare că au început refacerea marcajelor rutiere. Și ce să vezi, surpriză ca de fiecare dată, da? Surpriza, din punctul meu de vedere, nu este, pentru că ar fi fost o surpriză dacă acest lucru ar fi fost făcut cum se cuvine, în sensul că am fi avut și noi făcut un marcaj rutier de calitate, să avem posibilitatea, și așa mi se pare normal, să le refacem la 3-4 ani, da? Nu anual, bani aruncați. Anul trecut îmi aduc aminte că era undeva până în 2 miliarde de lei vechi, anul ăsta bănesc că a depășit, pentru că nu știm, pentru că până acum se făcea peste apă această achiziție și era, o puteai regăsi în zona de anunțuri pe site-ul primăriei. De data aceasta s-a schimbat, cum spun eu, modificarea, adică au venit liberale și transparența a rămas opacă, da? Transparența este numai în vopsea, deci o vopsea transparentă, da? Și ce să vezi, nu știm cât s-a achiziționat, achiziții de, adică combinație de combinație, așa, nu știu băieții să facă, știți cum e, vă aduceți aminte când țipau PSD-iștii hoții și bandiții? De data asta avem, din punctul meu de vedere, peneliștii tâlharei, da? Pentru că, v-am spus, de fiecare dată, în fiecare an, am atras atenția, de ani și ani de zile, marcaje rutiere făcute în bătaie de joc, în bătaie de joc. Mie mi se pare o chestie grotească să faci în fiecare an, să faci marcaje rutiere, da? Și uitați-vă, jumătate, acum pentru, nici nu trebuie să gândăresc, ca să zic așa, vopseaua, pentru orice om, da, care a ținut o pensulă în mână, da, uitați-vă. Deci e fix, un albit un pic, așa cât să țină, vedeți? Doar cât să țin așa de până încasează bani. Deci cam ăsta e marcajul rutier. Dacă dau mai tare, aproape că se duce. Poftim, cam ăsta e marcajul rutier. Bani aruncați. Uitați, cam ăsta e. Vedeți? Marcajul rutier, nouă administrație, nouă viziune. Referitor la marcajele rutiere, de astăzi s-a început această activitate. Eu nu aș merge pe varianta că nu sunt de calitate, eu mai degrabă aș merge pe varianta prețului. De ce? Pentru că noi, spre exemplu, am făcut demersurile necesare pentru a marca tot ce înseamnă treceri de pietoni, axul drumului, parcările, le-am făcut într-un preț de 17 lei fără TVA. Este adevărat, există și o altă componentă, mult mai scurtă, componenta bicomponentă, cum ar veni. Vopsea bicomponentă. Vopsea bicomponentă, care este mult mai rezistentă și ar mai fi și o a treia soluție. Cel mai bine și mai bine și prețurile, vi le poate spune domnul care execută marcajele și care vă va explica pe fiecare tip de marcaj cum și cât ne-ar costa. Vă rog tare, multe explicații. Bună ziua, Antonian. Marcajele rutiere executate acum sunt cu vopsea monocomponentă pe bază de diluant, de solvent, care este nivelul 1, ca să zicem așa, de vopsea. Pentru o rezistență în timp și o durabilitate mai mare, este recomandată la traficul care este în țara noastră vopseaua bicomponentă și vopseaua termoplastică. În țările europene această vopsea aproape că nici nu se mai folosește. La noi încă este solicitată pentru că este cea mai ieftină. De asta zic. A toate zonele trebuie gândite de către cel care se ocupă de circulația dintr-un anumit oraș, dacă anumite arterii principale, da? Cu un trafic mai intens au nevoie de marcaje mai durabile, trebuie solicitată o altă vopsea. Cine anume stabilește calitatea vopselei și cum anume s-a făcut achiziția? Calitatea vopselei
pentru artera care ar trebui aplicată. Calitatea sau tipul vopselei? Tipul, calitatea, nu știu. Păi nu, calitatea a unui produs înseamnă ceva și tipul produsului înseamnă tot altceva. Tipul vopselei a fost stabilit de către autoritatea contractantă. Și atunci o durabilitate cam cât este de trafic intens? Acum ar trebui să ne întoarcem la preț. Deci, după cum v-am spus, acest prim tip de vopsea este la 17 lei fără TVA. Urmează tipul al doilea, bicomponentă, care este între 160 și 200 de lei pe metru pătrat, și componenta termoplastică, care este de la 60 de euro în sus metru pătrat. Cu alte cuvinte, ați vrut să faceți cu alte cuvinte, în Pașcani, având 6.100 și ceva de metri pătrați, puteți face calculele foarte simplu. Ați vedea că pentru o vopsea bicomponentă, deci cea de mijloc, care are garanție 2 ani de zile, ea poate să țină și 3-4 ani, dar numai pe anumite segmente, unde se circulă mult, nu rezistă nici această vopsea. Dar pentru această vopsea de marcaj ar trebui să plătim în jur de 1.000.000 și vreo 300.000 de lei. Se merită? Adică faceți un calcul, faceți un calcul și vedeți. Dacă am 2 ani garanție și cheltui 1.000.000 și 300.000 față de 17 ori și am undeva la 120.000, eu cred că mai degrabă e mai bună cea de 120. Se vede, nu se șterge, rămâne de la an la an. Ce garanție are vopseaua aplicată acum? 6 luni de zile și ea ține un an. Uitați-vă, aici aveți vopsit acum și dunga continuă este vopsită anul trecut și se vede. Pentru ce să cheltuim niște bani? Zic și eu, 1.300.000 totuși e o sumă, da? Chiar e necesar să cheltuim, să aruncăm banii? Nu mai bine facem altceva cu ei? Aceste lucrări se fac anual de revopsire? Se fac anual, da. Eu zic că sunt destul de rezistente, dacă vă uitați la dunga continuu, care e aici, care n-a fost vopsit. Deci a fost făcut anul trecut și încă se vede și anul acesta. Și atunci, de ce alte orașe din țară, tot cu aceeași dimensiune, spune că muncim Pașcani, aplică celelalte vopsele, celelalte... Nu aș vrea să fiu rău, dar noi deocamdată ne gândim ce putem face cu banii care avem și cât mai mult să facem. Când, eu știu, vom termina și noi piețele din Valea din Deal, Lacul Peștișor și alte obiective strict necesare și care sunt așteptate de pășcăneni, atunci poate ne vom gândi și noi să facem marcaje, eu știu, termoplastice sau altfel de marcaje. Dar deocamdată eu spun că sunt bune. Din ce știu eu, nu a fost un accident care să spunem, domnule, a fost din cauza că n-am văzut marcajul. Marcajele se văd. A fost făcut achiziție directă sau prin SICAP? A fost prin SICAP. Domnul consilier spune că nu se regăsește pe SICAP. Domnul consilier ar trebui să verifice mai bine. Și suma plătită totală este de? Undeva în jur de 120.000, ceva de genul ăsta. 17 lei mulțit cu 6.100 și ceva. O să vă transmit de la birou exact suma plătită. Va fi în tot municipiul și suburbii sau în ce zone vor fi refăcute? În zonele care au fost făcute și anul trecut, marcate, vor fi și anul. Dar eu cred că vom încerca să marcăm peste tot, și în suburbii și peste. Bine, acolo unde avem șoselele asfaltate. Ce anume s-a schimbat din anii trecuți, când poștii consilieri, care și acum se regăsesc, poate la conduce sau în consiliul local,
criticau faptul că PSD-ul același lucru făcea și nu faceți dumneavoastră acum și criticau faptul că nu este normal, nu este corect. Acum de ce se procedează la fel? Aș putea să vă spun pentru că nu știu dacă m-ați văzut pe mine criticând prea mult. Eu ce am criticat am și argumentat și cred că am spus și soluțiile care ar fi mai bune. Cine anume s-a ocupat de achiziția respectivă? Vă rog? Cine anume s-a ocupat de achiziția respectivă? Șeful serviciului achiziții și împreună cu domnul Popa, care este șeful gospodăriei, șeful serviciului gospodăriei comunal. Din decizia cui? Decizia de ce? Pentru asemenea achiziție, adică s-a luat în primărie, primarul, viceprimarul sau compartiment? Sau... Nu, la nivelul compartimentului și s-a discutat prețul. Și am ales prețul care este cel mai bun pentru noi. Adică se văd marcajele, plătim mai puțin. Când vom avea banii să ne dea afară din casă, atunci da. Dar eu cred că avem mult mai multe de făcut până la marcaje bicomponent, marcaje termoplast sau mai știu care, ce fel de marcaje se vor mai inventa. Mulțumim. Eu vreau să mai